Deci hai să inventăm cuvinte. Dacă e o criză și dacă provoci o criză, înseamnă că ești crizator. Dacă nu știu ce, înseamnă că ești... Hai să inventăm cuvinte alături de ascultătorii noștri. O gașcă de băieți, nu? Care prind alți să joacă, știi? Adică joacă de aprinselea, sunt prinzători, nu? Sau domnii care au o latură mai sensibilă sunt romantori. Cum sunt? Romantori. A, romantici, da. Romantorii, da. Dacă râzi, ești râzător. Dacă bagi pe cineva în criză, ești crizător. Și aia care vin la ușă de acușcă, vin sărbătorii, vin sărbătorile, sunt urători. Uratori. Că nu urăsc. Urători. Ură. Da. Urează. Aia, mai știi ce e în capul lor? Dar dacă vâri colaci în cuptor la brutărie, ești vâri colac? Alo. Ceau. Bună dimineața. Neața, ce cuvinte mai inventăm crizatorilor? Eu am găsit de la panică, panicatori. Panicatori, da. Nu există, dar mi se pare interesant. Sau cum ne zice un ascultător, la care nu simte nimic, e nesimțitor. Da. Știi care e faza? Ar trebui dat o lege, Academia Română, să zică, bă, ok, vine, a venit Iohannis cu cuvântul ăsta, da? Uh-huh. Ai înțeles ce vrea să zică? Da. E valabil. O ascultătoare ne spune că fetița ei inventează cuvinte, a inventat cu cuvântul fionează. M-am fionat pe cap. Da, da, mă, e mișto. M-am fionat. Daniel? Neața. Neața. Te ascultăm. Și noi am inventat un cuvânt. E funny, foarte funny. Așa. Noi avem două pisici acasă pe care când le periem, spunem că le flafelizăm. Flafelizăm. Ce tare. Deci nu flocoșim. Nu, o flafelizăm. Flafelizăm. De la Fluffy. De la Fluffy, da. Da. Foarte bun verbul. Când eram mai mic cu fratele meu, era perioada aceea de sărbători la grădiniță și veneau fotografii să ne facă diferite felicitări, calendare și așa mai departe. Și noi am inventat un cuvânt, n-am zis că a venit fotograful, a venit pozetatorul. Pozetatorul. Pozetatorul, da. Te ascultăm. Da, voiam să spun despre fica mea când eram mică, da. Când o întrebam ce vrei să te faci când o să fii mare. Așa. Și ea spunea, da, vreau să mă fac coafaneză. Coafaneză? Ne zice un ascultător că noi oamenii de radio suntem radiatori. Da, cam da. O ascultătoare, pardon, zice, Mihai, dacă mergi în vizită, nu ești vizitor, ești vaccinat. Dacă mergi, da? Dacă mergi în vizită. Aha. În ziua de azi, nu ești vizitor, ești vaccinat. Neața, fetița mea când era mică, voia să zică și mami și tati în același timp și ne striga pe amândoi Mati. Am mai auzit asta la bebeluș. Mulțumim mult de tot. E faină. Te pupăm. Fetița mea l-a spus fratele și cumnatei mele, mătușa și mătușul. Mătușul.